Ocheșica. Nu pot să le zic copiilor povestea asta, că e tristă. Bine, se încheie frumos, da. O zic. Bine, da. Nu se... O să le placă copiilor, da? Dacă... Bine. Bine. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Ocheșica e foarte scumpă și descoperă ea tot felul de povești pe care sigur nu le-ați mai auzit niciodată, copii. De exemplu, povestea aceasta, dacă v-aș spune, Ocheșica a numit-o Inima Mamei. Dacă vă spun Inima Mamei, poate că vă aduceți aminte de povestioara aceea scurtă, nu? Cu soldatul care împreună cu prietenii lui, soldații, pun un pariu la masă că vor deveni curajoși dacă fiecare face câte un act de bravură și unul dintre ei spune, trebuie să ne aduci inima mamei tale, da? Și se duce, face acest lucru, se împiedică, scapă inima și inima mamei întreabă, te-ai lovit, dragul meu? E, nu despre această poveste este Ocheșica, a descoperit una și mai frumoasă. Se spune că era odată o femeie care își dorea foarte mult un copil. Doar că nu reușea să aibă un prunc și atât de mult își dorea și atât de mult a căutat să afle ce ar putea face să aibă și ea un copil, să aibă o bucurie la bătrânețe, încât într-o bună zi, pe când se afla ea acasă și se gândea ce soluții să mai găsească, unde să meargă, pe cine să mai întrebe, numai ce se aude o bătaie în ușa ei, dar puternic, așa, poc, poc, poc. Femeia tresare dintr-o dată, deschide ușa și la ușa ei un pitic, dar vă spun, era așa de urât piticul, hidos, așa încât parcă s-a întunecat în jurul lui și femeia s-a speriat, s-a dat doi pași înapoi. Da? Am auzit că îți dorești un copil. Da, că ai făcut multe și ai încercat multe și nu ai copil. Da, așa este. N-am reușit să am un copil, dar îmi doresc foarte mult. Dar știi tu ceva? Știu, da, uite, planta asta trebuie să o bei și o să ai un copil, dar vreau ceva la schimb. Da, dacă am... Când copilul tău va împlini 18 ani și pot să-ți spun de acum că va fi o fată. O fată, ce frumos, voi avea o fiică. Da, dar când fiica ta va împlini 18 ani, va trebui să-mi dai inima ta. Inima mea? Da, așa cum ai auzit, vreau inima ta, a spus piticul, încruntându-se și parcă era și mai urât, parcă în jurul său se întunecase totul și un vânt adia împrejurul piticului. Inima mea. Pentru un copil. Îi dau inima mea pentru un copil. Până la urmă, 18 ani, voi avea bucuria de a simți viață lângă mine, fiica mea, copilul meu. Și apoi la 18 ani ea va fi suficient de mare să se descurce și singură și eu am să îi dau inima mea. Se gândea la toate acestea femeia. Bine, piticule, fie, când fiica mea va împlini 18 ani, am să-ți dau inima mea. Să nu uiți promisiunea asta. Sau dacă nu, va trebui să-mi dai în locul inimii tale floarea iubirii. Floarea iubirii. N-ai tu cum să ajungi la ea. Este departe, peste munți și văi. Nimeni n-a ajuns vreodată la floarea iubirii. Bine, piticule, eu am să-ți dau inima mea când fiica mea va împlini 18 ani. Și piticul a dispărut. Cu el a luat și toată negura și tot vântul și cerul s-a făcut din nou senin. Femeia a intrat în casă cu planta aceea, a fiert-o, a băut-o și în sfârșit a adus pe lume o fetiță. O fetiță frumoasă, cu părul bălai, cu ochii albaștri, cu zâmbet cristalin și Clara i-a pus numele. Și fetița creștea și mama era atât de fericită și îi cânta și îi spunea povești și petreceau timp împreună și aveau o cheșica drăguță care însoțeau peste tot, căci o cheșica de acolo, știe că a fost martoră. Însă cu o lună înainte de a împlini 18 ani, mama și-a luat fiica deoparte și, draga mea, uite,
trebuie să-ți povestesc cum, înainte să te am pe tine, atât de mult mi-am dorit un copil încât aș fi făcut orice, orice, mamă, pentru a avea un copil? Da, scumpa mea, orice. Și a venit un pitic la ușa mea și mi-a zis că te-aș putea avea pe tine dacă atunci când vei împlini 18 ani, va primi inima mea. Inima ta, mămico? Da, scumpa mea. Așa încât mai avem doar o lună de petrecut împreună și apoi eu va trebui să-i dau inima mea. Dar nu există o altă... Îi dau inima mea, mămico. Nu, scumpa mea. Nu va vrea și oricum n-aș fi de acord. Sau floarea iubirii, dar floarea iubirii este undeva atât de departe. Dar mă duc după ea, mămico. Nu poți să te las să dai inima ta. Și fata a ieșit din casă zbuciumată și plângând, alergând, împiedicându-se, nemai văzând nimic înaintea ei, dar hotărâtă să găsească floarea iubirii pentru a salva pe mama ei. Și cum alerga așa, numai ce a întâlnit un bătrân obosit și părea atât de flămând și fată bună, de unde alergi așa, dar nu, fie-ți milă, nu ai vrea să mă însoțești până la casa mea, uite, sunt gârbovit și... Da, bunicule, sigur că da, eu mă grăbesc foarte tare, dar dacă tu ai nevoie de mine, eu nu pot să te las aici în drum, în pământul acesta care pare întunecat și... Ce-i cu tine aici, bătrâne? Ce să fie, fata? Am căutat ceva de mâncare și am obosit pe drumurile acestea. Dacă... Da, bunicule, gata, te ajut, numai să-mi arăți unde este coliba ta și te duc la ea. Și, într-adevăr, fata l-a însoțit pe bătrân și pe drum i-a povestit cu lacrimi și roind că mama și-a promis inima și nu mai am nici o lună de zile de acum. Fără o zi o lună de zile și trebuie să ajung la floarea iubirii. Dacă tu, bunicule, știi ceva, bunicul poate să cheme toate animalele pădurii și să le întrebăm pe ele, să vedem dacă știu unde ar putea fi floarea iubirii. Și numai ce a sunat bunicul dintr-un fluieraj, dar nu se auzea nimic. Fata cel puțin nu auzea nimic, dar îl vedea pe bunic cu un suflet din fluieraș și dintr-o dată toate animalele pădurii s-au strâns în jurul lui și ea înfricoșată s-a retras, dar bunicul stând pe prispa casei. Spune-mi tu, iepurașule, floarea iubirii știi unde se găsește? Nu știu, bunicuțule al pădurii, n-am auzit niciodată de ea, dar poate că știe vulpea. Spune-mi tu, vulpiță vicleană, ori în călătoriile tale ai aflat unde se află floarea iubirii? Nu știu, bunicule a pădurii, în toate călătoriile mele niciodată n-am auzit de floarea iubirii. Spune-mi tu, ursule bătrân, ori despre floarea iubirii știi ceva? Nu știu, bunicule, dar sigur mama mea bătrână știe. Doar să merg până la ea, dar o iau pe fată cu mine, căci dacă mama știe, nu-i timp de pierdut. Și-a luat-o în laba lui uriașă ursul pe fată și-a dus-o până la vizuina lui departe, înspre munți. Și acolo ursoaica bătrână, dar ce mi-a adus fata asta, băiete? Mamă, ori știi unde-i floarea iubirii? Și-a povestit fata totul. Ei, fata mea, pentru floarea iubirii îți trebuie, iată, piatra aceasta și pieptenele acesta și primește și firul acesta. Este din coada străbunicului ursului meu. Vei avea nevoie de ele, iar drumul duce din muntele acesta peste 3 munți, va trebui să străbați, dar cu greu vei putea, fata mea. Și fata a îmbrățișat-o pe ursoaică, era atât de mică pe lângă ursoaica uriașă și a plecat mai departe punând în trăistuța ei piatra primită, firul primit, darurile pe care le-a primit de la ursoaică. Și când a aruncat piatra și firul, toate darurile primite, ca un pod s-a făcut peste cei 3 munți. Și fata a alergat și a alergat și a alergat și vântul bătea.
și ploaia cădea și viscol plângea în jurul ei, toate, toate încercau să o oprească. Când a trecut de cel de-al treilea munte, dintr-o dată fata a văzut o dihanie, răul pământului, așa cum auzise că se cheamă, și din traista ei doar un firicel din firul de păr mai rămăsese și doar ce-a întors către el firicelul acela și răul s-a dat într-o parte. Ce cauți aici? Caut floarea iubirii. Dacă ai vrea să mi-o dai, n-ai voie. Cu floarea iubirii nimeni nu are voie. Dar firicelul acesta și răutatea pământului s-a dat mai în spate. Nu te apropia cu firul acesta, să nu-l arunci către mine. Și fata l-a aruncat și dintr-o dată, ca o oglindă uriașă, a apărut, care a început să strălucească în fața răului pământului, și acesta s-a transformat dintr-o dată într-o floare de piatră. Și floarea de piatră mică a fost luată de fata noastră. Și cu ea, întorcându-se la mama ursoaică: mama ursoaică, iată floarea din piatră, cum mi-ai zis. Și acum? Și acum, fata mea, vom intra în muntele acesta. Și-au intrat în muntele în care trăia ursoaica. Și-au pătruns într-o peșteră adâncă și mai adâncă și mai adâncă. Și în peștera aceea era un loc în care floarea de piatră s-a potrivit întocmai. Și o ușă s-a deschis. Și după ușa aceea stătea minunata floare albă a iubirii. Și când fata a atins floarea iubirii, s-a trezit lângă mama ei pe prispă, care părea gârbovită și speriată și se tot uita așteptând-o pe fata ei să se întoarcă. Poftim, mamă, floarea iubirii este aici, n-are decât piticul să vină. Și dintr-o dată un vânt puternic s-a întețit mai tare și mai tare și văzduhul s-a întunecat și piticul a apărut și iată-s floarea, a spus Clara, fiica femeii. Aceasta-i floarea iubirii, te rog să o iei și să o lași pe mama să trăiască alături de mine. Și când piticul a atins floarea, s-a transformat într-un tânăr frumos, într-un prinț ce fusese și el fermecat. Tot de răul pământului am fost fermecat. Și iată că tu m-ai salvat. Iubirea ta și iubirea mamei tale împreună m-au salvat. Așa încât iubire de mamă într-o zi de 8 martie, iubire de fiică într-o zi de 8 martie, împreună au adus iubirea unui prinț. Așa că au făcut o nuntă mare, ca în povești, o cheșică a fost prezentă și o poveste ea mi-a spus, pe care și eu v-am spus-o vouă. Și dacă v-a plăcut, trebuie să ne scrieți, așa? Da, o cheșică. Așteptăm să ne scrieți la 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!